Zeci de romașcani au vizitat biblioteca municipală pentru a-i afla secretele cu ocazia Zilei Porților Deschise. Oaspeții au aflat unde a fost adăpostit tezaurul Poloniei, dar și detalii despre fondul de carte impresionant al bibliotecii. Cu ocazia Zilei Porților Deschise, peste 50 de romașcani au vizitat luni Biblioteca Municipală George Radu Melidon. Acțiunea este inclusă în cadrul manifestărilor dedicate zilelor orașului. Vizitatorii au făcut un tur complet al clădirii, i-au aflat istoria, etapele de construcție și de consolidare, dar și cum s-a realizat restaurarea picturii. Un aspect interesant a fost acela că romașcanii prezenți la bibliotecă au avut acces în toate încăperile, în turnul Florentin, precum și în beciul care, în timpul celui de-al doilea război mondial, a adăpostit tezaurul Poloniei. Astăzi debutează zilele municipiului roman. Avem la ora 10 ziua porților deschise. Toți cei interesați vor putea face un tur al bibliotecii, spre deosebire de restul zilelor. Vizitatorii noștri vor putea avea acces în turnul Florentin, în depozitele de carte. Vor fi ghidați și vor fi, li se vor spune detalii despre arhitectura clădirii, despre cum funcționează o bibliotecă, pentru că trebuie să știți că în spatele a ceea ce dumneavoastră vedeți atunci când intrați, și anume cărți frumos așezate în rafturi, se află o adevărată uzină. Este munca noastră, a bibliotecarilor. Iar cei care ne vor vizita astăzi o să afle drumul cărții de la achiziție până la împrumutul la domiciliu. Imobilul în care funcționează Biblioteca Municipală a fost construit în secolul al XIX-lea de către negustorul Vasile Ioachim, cu meșteri aduși din Franța. El nu a locuit niciodată în această casă și pentru că nu a avut urmași, a vândut-o primăriei Roman. De-a lungul timpului, în clădire și-au avut sediul mai multe instituții. A fost pe rând spital, procuratură, primărie, prefectură, iar din anul 1974 funcționează ca bibliotecă. Pe măsură ce trecea timpul, el neavând moștenitor, a vândut clădirea primăriei Roman, iar primăria i-a dat diferite destinații, astfel încât aici a fost pe rând și procuratură, și administrație financiară, și primărie, și spital. Iar din anul 1974 funcționează Biblioteca Municipală. Biblioteca Municipală, așa cum dumneavoastră o vedeți, funcționează pe mai multe servicii, și anume secția de primă carte pentru copii, unde o să mergem îndată, unde au acces copiii de la 0 la 14 ani. De îndată ce au buletinul lor, se transferă la secția de primă carte pentru adulți. Condițiile de împrumut la domiciliu sunt 2 săptămâni, 3 cărți pentru 2 săptămâni. Pentru că așa s-a considerat că un adult sau un copil poate citi în 2 săptămâni 3 cărți, ar fi minunat. Să citim din 2 săptămâni 3 cărți. Dar să știți că sunt cititori care din 2 săptămâni vin și iau cele 3 cărți. Și iau doza de cultură, da? Da. Biblioteca George Radu Melidon deține un fond de carte impresionant, 40.000 de volume pentru copii, 45.000 de volume pentru adulți, precum și 70.000 de volume care nu se pot împrumuta, dar se pot studia la sala de lectură.